Internetul este mai aglomerat ca niciodată. Pandemia a împins omenirea să apeleze tot mai mult la tehnologie și la aplicații online, iar asta se vede în datele oficiale care măsoară traficul. Tot mai mulți oameni au devenit dependenți de aplicații și internet pentru a socializa, învăța sau munci. Potrivit datelor compilate de Visual Capitalist, citate de Economica.net, un singur minut pe internet conține peste 400.000 de ore de video transmise pe Netflix către utilizatori. 500 de ore de videoclip sunt încărcate de utilizatori pe YouTube și aproape 42 de milioane de mesaje sunt trimise prin WhatsApp. În același minut pe internet, 208.333 de oameni se loghează la întâlnirile pe Zoom, 69.444 de CV-uri sunt trimise pe LinkedIn, pe Facebook utilizatorii încarcă 147.000 de fotografii și trimit 150.000 de mesaje, iar TikTok este instalat de 2.704 ori. Tot într-un singur minut, oamenii fac cumpărături online de 1 milion de dolari. Amazon expediază 6.500 de pachete și 3.805 dolari sunt cheltuiți pe aplicații mobile. Astfel, internetul a devenit catalizator atât pentru creșterea cât și pentru dispariția unor companii sau platforme. Platforme precum Tumblr, Flickr și Foursquare se arătau promițătoare la data lansărilor, dar în cele din urmă au devenit irelevante. Între timp, companiile de tehnologie precum Facebook, Amazon și Google au avut o putere de creștere impresionantă, evoluând pentru a deveni unele dintre cele mai mari companii din lume. În acest proces au ajuns din urmă giganți cu vechime, cum ar fi Apple și Microsoft. Nu este surprinzător că o mare parte din peisajul internetului arată diferit în 2020. Dacă privim și din perspectiva datelor financiare, vedem transferuri de numerar. Tranzacții în valoare de aproape 240.000 de dolari au loc pe Venmo pe minut. Acest lucru a servit drept catalizator pentru compania mamă, PayPal, care a evoluat împreună cu tendințe fintech. Acțiunile PayPal se tranzacționează acum la maximuri istorice. Munca la distanță a contribuit uriaș la creșterea altor platforme. Instrumente precum Zoom și Microsoft Teams găzduiesc 208.333 și respectiv 52.083 de utilizatori în fiecare minut. Pe termen mediu ne putem aștepta la o concurență mai mare și mai intensă între companiile tehnologice, notează Visual Capitalist. Toate semnele indică faptul că activitatea pe internet avansează spre alte recorduri. Dacă nu din cauza 5G și a progreselor sale asociate, atunci probabil din cauza creșterii constante a numărului de persoane care au acces la internet.